Bine v-am regăsit! Ne întâlnim azi cu ocazia unui playlist nou, un playlist dedicat termodinamicii. Iar clipul la care vă uitați acum este primul clip din seria de clipuri dedicate termodinamicii. De aceea, în acest clip vom discuta despre ce este termodinamica și despre mărimile specifice, mărimile fizice specifice acestui capitol al fizicii. Termodinamica este un capitol al fizicii, de fapt poate fi considerată și o știință separată, care studiază fenomenele termice. Nu este singurul capitol al fizicii care studiază fenomenele termice, mai există și teoria cinetico-moleculară. Obiectul de studiu, deci, al celor două este același, dar metoda prin care ele studiază aceste fenomene termice este diferită. Și anume, termodinamica este o știință empirică și folosește metoda inductivă, adică pleacă de la particular și ajunge la general, deci găsește legi ale naturii pornind de la experimente, spre deosebire de teoria cinetico-moleculară, poate că voi face cândva un clip și despre teoria cinetico-moleculară, care folosește metoda deductivă. Adică acolo avem întâi un model, construim un model, numit modelul gazului ideal, și apoi verificăm dacă predicțiile pe care le face modelul respectiv sunt în concordanță cu faptele experimentale. Deci, vorbim despre fenomene termice. Ce este un fenomen termic? Un fenomen termic este un fenomen în care, pe lângă schimbul de lucru mecanic între corpuri, putem avea și schimb de căldură. Este un fenomen în care sunt foarte importante două mărimi fizice, căldura și temperatura. Mărimi fizice pe care unii le confundă, dar după cum veți vedea, cei care nu știți încă, sunt total diferite. Un fenomen termic se referă de obicei la un corp sau un ansamblu de corpuri. De aceea este foarte importantă în termodinamică o noțiune specifică, și anume noțiunea de sistem termodinamic. Un sistem termodinamic poate să fie orice corp sau ansamblu de corpuri, cu condiția să fie macroscopice, adică să conțină un număr foarte mare de molecule. Nu trebuie să vă gândiți că de acum încolo va trebui să fiu atent dacă sistemul la care mă gândesc conține sau nu un număr foarte mare de molecule, pentru că chiar și corpurile foarte, foarte mici conțin deja un număr foarte mare de molecule. Ochiul unui țânțar conține un număr suficient de mare de molecule ca să-l putem considera un sistem termodinamic. O moleculă, în schimb, nu poate fi considerată un sistem termodinamic. Deci, sistemul termodinamic poate să fie orice corp sau orice ansamblu de corpuri macroscopice. Și mai este o condiție, un sistem termodinamic trebuie să poată să fie delimitat de restul Universului, dacă nu fizic, măcar mental. Adică putem să ne gândim doar la acel corp sau ansamblu de corpuri, ceea ce înseamnă că întotdeauna un sistem termodinamic va avea un exterior. El poate să schimbe cu exteriorul, așa cum am spus la început, pe lângă lucru mecanic și căldură. E foarte importantă definiția sistemului termodinamic și alte definiții care apar în termodinamică, pentru că dacă uităm definiția în
structura ei corectă, putem ajunge la concluzii greșite, cum ar fi moartea termică a Universului sau la afirmația că viața n-avea cum să apară pe planeta Pământ și așa mai departe, lucruri despre care vom discuta la momentul potrivit. Fiecare sistem termodinamic are o stare. Este caracterizat de o anumită stare. Din punct de vedere termodinamic, o stare este caracterizată de un set de mărimi fizice care pot caracteriza complet starea sistemului. Deci, alegem un set de mărimi fizice cu ajutorul cărora putem calcula oricare altă mărime fizică legată de sistemul termodinamic despre care vorbim. Și un astfel de set de mărimi fizice care caracterizează complet starea unui sistem se numește un set de parametri. Deci mărimile fizice pe care le folosim pentru a caracteriza starea unui sistem termodinamic se numesc parametri. De pildă, în cazul unui gaz folosim de obicei presiunea, volumul și temperatura. Dacă cunoaștem presiunea, volumul și temperatura, acești trei parametri, putem calcula orice altceva în legătură cu starea sistemului termodinamic sau cu alte proprietăți ale sistemului termodinamic. Dacă starea unui sistem nu se modifică în timp, ceea ce înseamnă de fapt că parametrii sistemului termodinamic nu se modifică în timp, atunci spunem că avem un echilibru termodinamic și sistemul termodinamic este în echilibru termodinamic. Deci echilibru termodinamic înseamnă că parametrii sistemului termodinamic nu își schimbă în timp valoarea. Valoarea lor este constantă. Și aici avem deja un prim principiu care se numește principiul echilibrului. Și principiul echilibrului spune cam așa: dacă un sistem termodinamic este în condiții externe constante, deci dacă condițiile externe nu se modifică în timp, atunci el ajunge, mai devreme sau mai târziu, într-o stare de echilibru termodinamic. Obligatoriu. Sigur că timpul necesar atingerii stării de echilibru termodinamic poate să fie mai scurt sau mai lung, poate să fie foarte lung, dar până la urmă, dacă parametrii externi sistemului termodinamic sunt constanți, atunci, până la urmă, sistemul termodinamic ajunge la starea de echilibru și asta se numește principiul echilibrului. În legătură cu echilibrul termic, mai există un principiu care se numește principiul tranzitivității echilibrului termic și care spune așa: dacă un sistem termodinamic A este în echilibru termic cu un sistem termodinamic B și dacă sistemul termodinamic B este în echilibru termic cu un sistem termodinamic C, atunci sistemul A este în echilibru termic și cu sistemul termodinamic C. Principiul tranzitivității echilibrului termic, ușor de ținut minte pentru că din punct de vedere al formalismului logic, este identic cu principiul tranzitivității egalității din matematică. Când sistemul termodinamic își schimbă starea,
Atunci spunem că avem o transformare de stare sau un proces termodinamic. Și aceste schimbări de stare se pot clasifica în transformări de stare sau procese quasi-statice și procese ne-quasi-statice. Un proces termodinamic este quasi-static dacă sistemul termodinamic trece dintr-o stare inițială într-o stare finală prin stări de echilibru. Adică dacă oprim la un moment dat procesul, lucrurile rămân așa cum sunt. Și atunci avem o transformare quasi-statică. Ca să înțelegeți ce vreau să spun mai bine, să facem o analogie cu un experiment din mecanică. Să zicem că avem un resort de care este prins un taler și pe acest taler avem un pahar. Și vrem să punem apă în pahar. Putem să facem acest lucru în două moduri diferite. Putem să punem apa picătură cu picătură. Încă o picătură și încă una și încă una și încet, încet resortul se întinde, dar dacă ne oprim la un moment dat, nu mai punem apă, nu mai urmează următoarea picătură. Sistemul rămâne așa cum a fost. Am rămas într-o stare de echilibru, exact așa cum a fost când m-am oprit din intervenția mea asupra lui. Și asta este echivalentul unei transformări quasi-statice din termodinamică. Dar dacă pun toată apa dintr-o dată, torn dintr-o dată apă în pahar până când paharul este plin, și în cazul acesta paharul și talerul vor coborâ întinzând resortul, dar sistemul nu va trece prin stări de echilibru. De pildă, în primul moment, imediat după ce am turnat apa, greutatea va fi mai mare decât forța elastică. Și sistemul începe să coboare accelerat și apar oscilații. Și în timpul acestor oscilații, de cele mai multe ori, forța elastică nu e egală cu greutatea. Adică dacă opresc acolo sistemul, el nu rămâne acolo. Se întâmplă din nou ceva. Și asta ar fi o transformare ne-quasi-statică. De importanță mare pentru termodinamică sunt transformările quasi-statice. Ele pot fi reprezentate grafic, pentru că din moment ce sistemul trece prin stări de echilibru, pentru fiecare stare de echilibru, putem pune câte un punct pe grafic și obținem curba transformării respective. Pe când transformările ne-quasi-statice din termodinamică nu pot fi reprezentate grafic și nu pot fi studiate cu ajutorul legilor termodinamicii. Mai trebuie și alte lucruri ca să studiem astfel de procese. O astfel de transformare ne-quasi-statică ar fi, de pildă, o explozie. Dacă vrem să clasificăm în alt fel transformările termodinamice, transformările de stare, putem, și anume, o altă clasificare foarte importantă este următoarea. Avem transformări reversibile și transformări irreversibile. Ei bine, această clasificare este legată de prima, acolo unde am vorbit despre transformări quasi-statice și ne-quasi-statice, pentru că transformările quasi-statice sunt reversibile. Să ne gândim din nou la paharul cu apă. Să zicem că de data asta avem apă și vrem să scoatem apa din pahar. Ei, dacă scoatem tot așa picătură cu picătură, cu o pipetă, atunci din nou sistemul trece prin stări de echilibru. Și dacă mă opresc din intervenția mea, sistemul rămâne în starea în care era în momentul în care am încetat intervenția. Pe când dacă iau toată apa dintr-o dată, cu, nu știu, o lingură mare, un polonic ceva, atunci, din nou, vor apărea oscilații, sistemul nu trece prin stări de echilibru, în cele mai multe momente forța elastică nu va fi egală cu greutatea și dacă voi opri sistemul și voi da drumul, lucrurile continuă, adică se întâmplă în continuare ceva. Transformările
quasi-statice sunt deci transformări reversibile. Acum, adevărul este că în natură nimic nu este perfect reversibil. Există o mărime chiar din termodinamică care se numește entropie și despre care vom discuta când vom ajunge acolo și care tocmai asta ne arată că de fapt nimic nu se transformă perfect reversibil. De câte ori are loc o transformare de stare, se întâmplă ceva ce nu mai permite să ajungem din nou cândva în exact aceeași stare de la care am pornit. Dar pentru scopul practic este suficient ca o transformare să fie aproape reversibilă. Pentru asta putem să ne imaginăm o metodă pentru a deosebi transformările care pot fi considerate reversibile de cele care nu pot fi nici măcar teoretic considerate reversibile. Și anume, ne gândim că filmăm procesul respectiv și punem filmul să se deruleze invers. Dacă ceea ce vom vedea este posibil, înseamnă că transformarea a fost reversibilă. Dar dacă ceea ce vom vedea este imposibil, atunci transformarea a fost irreversibilă. Să vedem! Proces termodinamic este reversibil dacă odată ce sistemul termodinamic a ajuns în starea finală, el poate să revină în starea inițială trecând prin aceleași stări prin care a trecut atunci când a trecut din faza inițială, de starea inițială până în starea finală. Și un astfel de proces reversibil este de fapt un proces quasi-static. Nu poate să fie reversibil dacă nu este quasi-static. Și acum să trecem la mărimi caracteristice studiului fenomenelor termice, deci termodinamicii. Richard Feynman spunea că dacă ar trebui să alegem o informație pe care să o lăsăm urmașilor și n-am avea voie decât una singură informație să o transmitem. Care ar fi informația respectivă, se întreabă el. Și el spune că informația respectivă ar fi toate corpurile, toată substanța este alcătuită din atomi și molecule care se mișcă dezordonat. Pentru că, spunea el, pornind de aici, se pot găsi foarte, foarte multe legi ale naturii. Și așa este. Deci, pentru că studiul fenomenelor termice este legat de agitația termică a moleculelor, foarte multe mărimi sunt legate, mărimi de care avem nevoie, sunt legate de molecule și atomi. De pildă, avem masa atomică relativă, care se notează cu A și ne arată de câte ori este mai mare masa unui atom decât unitatea atomică de masă. Iar unitatea atomică de masă, notată U mic, este masa carbonului 12, masa izotopului 12 al carbonului, masa atomului izotop 12 al carbonului, împărțit la 12. Deci este a 12-a parte din masa atomului de carbon izotop 12. Unitatea atomică de masă. Iar masa atomică, repet, este de fapt numărul care ne arată, masa atomică relativă,
este numărul care ne arată de câte ori masa unui atom este mai mare decât unitatea atomică de masă. Tot așa avem masă moleculară, relativă, care este numărul care ne arată de câte ori este mai mare masa unei molecule decât unitatea atomică de masă. Și unitatea atomică de masă, am spus, este a 12-a parte din masa atomului carbon 12. Izotopul 12 al carbonului este cel mai răspândit. Vom discuta cândva și despre izotopi. Una dintre mărimile fizice cele mai importante de care avem nevoie pentru studiul fenomenelor termice este molul. Molul este unitatea de măsură pentru cantitatea de substanță, iar cantitatea de substanță se referă la numărul de molecule. Asta înseamnă cantitate de substanță. Câte molecule avem? Mărime de care avem nevoie este volumul molar. Se notează cu V indice mu și se referă la gaze. Este volumul pe care îl ocupă un mol de gaz în condiții normale de presiune și temperatură. Și are valoarea aproximativă de 22,4 metri cubi pe kilomol. Deci, un kilomol de gaz ocupă în condiții normale 22,4 metri cubi. Se mai poate scrie și aproximativ 22,4 litri pe mol. Un mol de gaz ocupă în condiții ideale volumul de 22,4 litri. Apoi avem noțiunea de masă molară, din nou foarte importantă. Masa molară este masa unui mol de substanță. Masa unui mol de oxigen se numește masa molară a oxigenului. Masa unui mol de azot se numește masa molară a azotului și așa mai departe. Și unitatea de măsură este gram pe mol. Masa molară, notată de obicei cu litera μ,
pentru, să zicem, oxigen, este, deci, egală cu 32 de grame pe mol sau kilograme pe kilomol. Depinde ce unități de măsură vrem să folosim. Masa molară a azotului este 28 de grame pe mol sau de kilograme pe kilomol și așa mai departe. Deci, masa molară este masa unui mol. O constantă foarte importantă este constanta generală a gazelor, pentru că ea apare în foarte, foarte multe relații din termodinamică. Se notează cu litera R, constanta generală a gazelor sau constanta universală a gazelor, și ea se poate calcula ca fiind produsul P0 ori V indice mu supra T0, unde P0 înseamnă presiunea atmosferică normală, V indice mu este, am spus, volumul molar, și T0 este temperatura normală, exprimată în scara Kelvin, pentru că T mare se referă la temperatura absolută. Și dacă ținem cont de valorile acestor trei mărimi și facem calculul, o să găsim o valoare aproximativă pentru constanta universală a gazelor de 8314 joule pe kilomol Kelvin. Valoare aproximativă, dar care este suficientă pentru scopurile pe care le avem de obicei în legătură cu calculele termodinamice. Și ar mai fi constanta lui Boltzmann, de asemenea foarte importantă, mai ales atunci când ne interesează lucruri la nivelul microscopic, lucruri legate de agitația termică de molecule. Constanta lui Boltzmann se notează cu litera K și este constanta universală a gazelor împărțită la constanta lui Avogadro, R supra Na. Unitatea ei de măsură în sistemul internațional este aceeași cu unitatea de măsură a entropiei, despre care vom discuta când ajungem la principiul al doilea al termodinamicii, și anume este joule pe Kelvin. Joule pe Kelvin. În cursul următor vom discuta despre principalele mărimi fizice de care avem nevoie în studiul fenomenelor termice, și anume despre temperatură și căldură. La revedere!